Ciobănescul german, ciobănesc alsacian sau câinele lup. Este o rasă de câine care se presupune că a apărut prin domesticirea lupului sau prin împerecherea dintre câinii ciobănești și lupi. Această rasă de câine a fost folosită din vremuri străvechi de către ciobanii germani. Rasa a suferit modificări de la o regiune la alta, datorită condițiilor de climă și relief. Fie modificându-și talia, viteza de mișcare pentru zonele de câmpie sau fie având o talie mai mare pentru cei de origine montană. S-a constatat că au existat încrucișări numeroase între câinii ciobănești și lupi, descendenții fiind domesticiți și utilizați pentru pază. În anii 1880, germanii au modificat această rasă pentru a-i servi drept câine militar. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, popularitatea acestei rase a scăzut, datorită asocierii numelui ei cu regimul de teroare. În această perioadă, britanicii au schimbat numele acestui câine în alsacian, iar ulterior în câine lup alsacian, pentru a șterge cuvântul german din denumire. Câinele ciobănesc german acum este răspândit aproape în întreaga lume, fiind utilizat în special pentru pază și protecție. Constituția sa este robustă, cu oase puternice, cu personalitate fizică și psihică bine conturate. Capul este mare, dar proporționat, cu formă ușor alungită spre trufă, fără a fi ascuțit. Fruntea este lată, ușor convexă, cu stopul lin, botul puternic, cu buzele ce se închid corect. Maxilarele sunt puternice, cu dinți masivi, ce se închid în formă de foarfecă. Ochii migdalați, au dimensiuni medii, formă ușor oblică, cu privire vioaie și inteligentă. Urechile sunt potrivit dezvoltate, purtate vertical, cu vârfurile relativ ascuțite și foarte mobile. Trunchiul este alungit, cu greabănul ușor ieșit în evidență, cu spatele și șalele aproape drepte, dar oblice anteroposterior, coastele arcuite, lungi și oblice. Crupa este lungă, ușor oblică, bine îmbrăcată în musculatură. Membrele sunt drepte și paralele, cu osatură puternică și proporționale cu corpul. Labele membrelor sunt mici, de formă rotundă și bine închise, cu falange arcuite, unghii scurte și puternice. Coada este stufoasă și lungă, purtată în jos. Această rasă poate avea părul lung, scurt sau mijlociu, dar aspru. La câinele ciobănesc german pur, culoarea blănii este neagră cu pete roșcate spre maroniu, maro, galbene până la gri deschis. Astfel, ciobănescul german poate fi negru uni sau gri cu degradeuri închise. Pete albe de dimensiuni mici, puțin vizibile pe piept, ca și pe părțile interioare, sunt admise, dar nu sunt de dorit. În principiu, indiferent de ce culoare are părului, trufa trebuie să fie neagră. Masculii ating o înălțime cuprinsă între 60 și 65 de centimetri și o greutate cuprinsă între 30 și 40 de kilograme, iar femelele ating o înălțime cuprinsă între 55 și 60 de centimetri și o greutate cuprinsă între 22 și 32 de kilograme. Rasa are o personalitate distinctă, fiind impunători și puternici. Au un simț al orientării și mirosului foarte bine dezvoltat. Dacă sunt dresați corespunzător, vor dezvolta puternice sentimente de loialitate și supunere necondiționată. Dacă un câine ciobănesc german este violent sau agresiv, aceasta se datorează numai dresajului greșit sau lipsei de control a stăpânului asupra câinelui. În general sunt utilizați mai mult precum câini de pază, de atac și de urmărire. Unele exemplare ale rasei sunt utilizate ca membri a echipelor de căutare a victimelor și ca animale de casă. Această rasă se atașează puternic emoțional de stăpânii săi. Este o rasă plină de energie și au porniri naturale de protecție și supunere, impresionează prin firea lor echilibrată, prin puterea de muncă și inteligența ascuțită. Căței de câine lup pot fi animale de casă încântătoare, dar ei trebuie antrenați de mici. Ei sunt deosebit de devotați muncilor, fiind excelenți câini de pază. De aceea sunt folosiți de către poliție, la detectarea narcoticelor, a cadavrelor și a materialelor explozive, la căutarea și salvarea victimelor. De asemenea, este un bun tovarăș de companie și poate fi folosit ca ghid pentru cei nevăzători. Câinele ciobănesc german este un câine inteligent, echilibrat și deosebit de devotat, cu un temperament puternic, care se adaptează în orice situații. Este un câine perseverent, agil, îndrăzneț și muncitor, care își duce mereu la bun sfârșit sarcina. Poate fi folosit în diverse activități, în care el își arată va arăta capacitatea de a învăța repede și de a ajuta. Chiar dacă are un caracter dominant, dacă este dresat într-un mediu iubitor, prietenos și este învățat bunele maniere, de comportament și socializare, ciobănescul german devine un bun câine de companie și pentru copii. Este vioi și plin de energie și poate fi o companie bună de joacă pentru copii. Câinele se atașează foarte ușor și formează o legătură strânsă cu stăpânii și de aceea are nevoie de prezența acestora. Nu se recomandă izolarea lui pentru un timp îndelungat, pentru că va suferi foarte mult. Este foarte loial și protector cu stăpânul lui sau familia acestuia. De aceea poate fi agresiv față de alte persoane dacă nu este dresat bine de mic. Agrează în preajma lui și alte animale cu care se poate împrieteni ușor. Este extrem de curajos, vigilant și incoruptibil, și este un bun câine de pază sau de acțiune, fiind mereu gata de luptă. Prezența sa impunătoare, elegantă și caracterul său îl fac, în prezent, una dintre cele mai populare rase de câini din lume. Trebuie să știți că aveți de-a face cu numărul 1 mondial din punctul de vedere al capacităților pe care le are și în cazul în care vă doriți o rasă mai puțin activă, ați făcut o alegere greșită. Așa că, atunci când alegi un ciobănesc german, trebuie să vă gândiți că vă doriți un câine profesionist, de care trebuie să fiți mândri și să îl folosiți ca atare, pentru calitățile lui și nu să vă mulțumiți cu un simplu câine de companie. Antrenamentul lui trebuie început cu multă răbdare și blândețe, fără grabă, deoarece veți obține întotdeauna rezultate mediocre. Antrenamentul și dresajul se începe de la vârsta de 6 luni, fără să-l supuneți la efort fizic mare și anevoios, pentru că el este încă fraged. Puiul de ciobănesc german trebuie să fie antrenat ușor, fără să parcurgă distanțe prea lungi și fără a sări garduri înalte. După ce a trecut de vârsta de 1 an, puiul va fi un sportiv excelent. Fiind în stare să parcurgă distanțe foarte lungi și poate sări cu ușurință un gard cu înălțimea de 2,5 metri. Dresajul de atac nu se începe până ce câinele nu cunoaște noțiunile de bază și de disciplină. La ora actuală, antrenamentul și dresajul de atac este considerat, pentru examenele de lucru, ca un atac sportiv. Pentru a ușura munca de dresaj de mai târziu, este foarte important să-l învățăm de pui să-și ceară obiectele prin lătrat. Apar probleme de comportament atunci când îi se permite câinelui să creadă că el este stăpânul și nu invers, sau când nu beneficiază de exerciții și mișcare suficientă. De aceea se recomandă ca stăpânul să fie puternic, cu o voce dură și care să impună curaj și supunere câinelui. Pentru a fi ascultător, trebuie să-i arătați că sunteți inteligent, curajos și puternic, pentru că el simte orice sentiment și gest pe care îl faceți și, ca urmare, va fi greu să-l dresați. În timpul dresajului, tratați câinele ca pe un partener, nu fiți prea dur, dar fiți ferm în darea comenzilor și arătați cât vă bucurați când execută o comandă pe care i-ați dat-o și puteți folosi și recompense. Înainte de a începe dresajul, este bine să contactați o școală specializată în dresaj sau un instructor profesionist, care să vă îndrume și să vă arate toți pașii de parcurs. Hrana câinelui ciobănesc german. Se vor hrăni cu alimente de origine animală și vegetală, mai puțin cu conserve și pe cât posibil hrana să fie gătită. Alimentele de origine animală, precum carnea de vită, de găină, de gâscă, de pui, de oaie și miel, se vor da, dar nu în cantități mari, iar carnea de porc se recomandă a se da în cantități mici și numai la recomandarea doctorului, ca supliment la hrană. Pentru câinii cu activități grele, de pază sau care stau în medii cu temperaturi scăzute, pot fi hrăniți cu organe, oase sub formă de praf, lapte și toate derivatele lui, ouă și grăsimi animale. Se interzice ferm șoriciul de porc, deoarece poate produce la nivelul ficatului alergii și în cele din urmă leziuni grave. Carnea de pește se poate da doar dezosată. Sunt acceptate în hrana câinelui carnea de vânat, orezul, pâinea, pastele făinoase, făina de cereale, grâul, arpacașul, morcovi, cartofi, zahărul, salata, spanacul, fasolea verde, țelina, prazul. Uleiurile vegetale pot fi incluse, conservele și mezelurile, cu toate că nu sunt recomandate în mod special. Nu se recomandă fasolea uscată, varza, conopida, iar cartoful se va da ocazional. Ca supliment la hrană, hrana câinelui poate conține și fructe precum mere, pere, prune, struguri, caiz, dar numai în amestec cu alte alimente și se adaugă la fierberea mâncării, dar nu în cantitate mare. Este bine ca hrana administrată să fie bine fiartă, pentru a putea fi pasată sau făcută terci, iar rația obișnuită să fie mixtă, atât din produse din carne cât și din cereale, legume, lactate, ouă și uneori fructe. Zaharurile și produsele zaharoase trebuie administrate cu prudență, pentru că pot produce cari dentare și obezitate. Hrana trebuie dată în două tranșe, dimineața și seara, punându-ți accent pe masa de dimineață, care trebuie să fie mai consistentă. Femelele care alăptează vor fi hrănite de 3 ori pe zi și vor avea o alimentație bogată în vitamine și proteine. Femelele nasc între 8 și 12 pui. Boli și afecțiuni. Ciobănescul german este predispus la următoarele afecțiuni, boli infecțioase ca bruceloza, leptospiroza, salmoneloza, septicemia noilor născuți, tuberculoza, tetanosul, boli virale ca rabie, boala lui Aujeschi, hepatită, parvoviroză, gastroenterită virală cu herpesvirus, viroze pulmonare, boli parazitare, cestodoze, nematodoze, arahnoentomoze, micoze cutanate, paraziți ca căpușe și purici, boli medicale ale aparatului digestiv, ale aparatului respirator, ale aparatului urinar, boli ale sistemului nervos, boli ale pielii, boli de nutriție, fracturi osoase, răni și traume. Dacă îți dorești un prieten activ, jucăuș, un paznic de nădejde în orice împrejurare și un cavaler mândru și loial, care să te însoțească pe drumul vieții, aproximativ 14 ani, atunci este o alegere perfectă pentru tine. Vă mulțumesc pentru vizionare! La revedere!